pentru noi, cred că Eurovision a fost de departe cel mai important moment al carierei. Eurovisionul pentru noi a însemnat în primul și în primul foarte multă emoție, competiție și dorința de a fi mai buni și de a încerca să facem poate cel mai bun show de care eram în stare în acel moment. Ne-am dorit foarte mult să fim la cel mai înalt nivel și să transmitem cât mai bună, multă bună dispoziție celor care se uitau la televizor. De fapt, vreau să transmitem multă energie. Ăsta era și scopul formației System. Peste tot eram priviți ca niște favoriți, chiar dacă noi nu știam acest lucru. Se uitau ceilalți concurenți la noi ca la niște posibili câștigători, ceea ce pentru noi era foarte ciudat, pentru că România nu era obișnuită să concureze pentru a câștiga, ci doar pentru o simplă prezență acolo. Chiar dacă înainte de a pleca la Kiev, noi am afirmat că ne-am dorit foarte mult să venim în primii 5 acasă, oameni chiar și din stafful nostru nu credeau acest lucru. Asta și datorită faptului că existau tot fel de scenarii în ceea ce privește împărțirea voturilor pe geopolitic, pe, din punctul meu de vedere, niște prostii. Niciodată la Eurovision favoriții nu au câștigat. Așa că nu vă lăsați păcăliți de vraja bârfelor din spatele scenei. Știam și noi eram conștienți de faptul că facem ceva special, că suntem aparte, dar nu întotdeauna când ești aparte înseamnă că e și bun. Nouă ne-au ieșit ambele lucruri. Erau 5.000 de oameni care aclamau o formație pe care au îndrăgit-o foarte, foarte repede. Eu nu aș participa la Eurovision numai pentru a câștiga. Eurovision a demonstrat că este singurul show TV din România la care după ce participi se și întâmplă ceva cu tine. E de departe probabil cea mai bună rampă de lansare, atât pentru compozitori cât și pentru debutanți, dar în același timp și pentru artiștii consacrați. Este un loc unde pot să confirme. Uitați-vă la Eurovision, pentru că cea mai diversă muzică românească este întotdeauna la TVR.